găsesc. Nu, 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 nu am de unde să știu lucrurile acestea. O fetiță foarte bună, foarte jovială, foarte prietenoasă cu colegii, mai mult de atât, nu știu, nu pot să spun, foarte atașată de frățiorul ei, asta pot să spun cu siguranță, diferența de vârstă fiind foarte mare între ei, ea a avut foarte mare grijă de el și de fiecare dată când o întâlneam, o întrebam ce face bebelușul, eu continuu să-i spun așa pentru că l-am cunoscut ca bebeluș și a fost un copilaș foarte drăguț și deci mai cum mult de atât. Să facă nu, deci nu, nu îmi puneți o astfel de întrebare pentru că nu, cred că nimeni n-ar putea să răspundă la, la așa ceva, nu. Cum Mariana Buia. Care pe teritoriul comunei și persoana implicată în accident, am rămas surprins când am auzit că acest om a lăsat tatălui și a spus tată, să ne ierți, să mă ierți pentru ceea ce ți-am greșit, ce ți-am făcut. Aceste cuvinte veneau din partea polițiștilor care m-au informat imediat după ce s-a petrecut accidentul. Și îmi spuneau că dacă tata ar fi avut un telefon, poate informa poliția și ar fi putut opri mașina care se îndrepta către Craiova și către acest stupid accident. Deci a cerut scuze pentru ce o să facă? Probabil, din discuțiile primare pe care le-am avut, probabil s-a gândit și a premeditat acest accident. Lucru pentru care nu putem să ne pronunțăm suplimentar. Se vor face anchete și cercetări, se vor lua declarațiile părinților cu detalii, dar la prima vedere se pare că în mod special s-a dus și s-a îndreptat către prima mașină mare, primul tir care venea cu viteză. Cum catalogați gestul tatălui? Gestul este nesăbuit, e un gest care nu trebuia să se tâmple, nu trebuia să facă astfel de gest. Ne gândim la această vârstă fragedă a copiilor, 5 ani, și fata, fiica, care era o elevă foarte bună la școală. Am verificat nota 8.38 media, un copil cu minte, trecusă în clasa 8-a, avea nevoie de sprijinul de părinților, nu trebuia să se îndrepte și să facă astfel de tragedie. Auziți, se certa cu soția? Nu am auzit. Nu am auzit, la noi nu avem un compartiment de asistență socială care monitorizează, inventariază. Imediat ce am auzit, am demarat și am luat primele informații. Se pare că nu era cunoscut și nu a solicitat nimic în plus de la noi până la această dată. Dar așa, din ce ați auzit? Că, na, vine lumea și din ce se aude acum și ce se vorbește? Că soția lucra în străinătate de mai mult timp și că în urma unor discuții care pe zi ce trece probabil se vor aprofunda și se vor afla mai multe lucruri. În urma acestor discuții telefonice m-a surprins cineva care a fost acolo imediat când s-a întâmplat accidentul, a constatat că telefonul încă mai mergea și telefonul era îndreptat sau era în legătură directă cu soția ca să audă și să fie informată cu tragedia. Deci, până la urmă, el vrea să-i facă rău soției? Nu pot să-i citesc gândurile lui. Nu pot să știu ce a vrut, dar a făcut un lucru foarte grav. Lucru care nu trebuie să mai întâmple niciunde în țara asta. Ce vină au avut copiii ăștia? Se spune adesea că viața este cea mai bună practică. Pentru bunicul, cel care a rămas în viață, taxele acestei vieți au fost plătite prea scump. Nimic în lumea asta nu justifică astfel de gesturi. Este imposibil și de neconceput. Nu poți să ții copilașii tăi și să ți-i duci și să ți-i îngropi. Nu se poate și nu trebuie să mai întâmple în țara asta astfel de lucruri. Primăria se implică în... Primăria, din nefericire... Când o să faceți pentru... Am uitat... Da, e acasă, dar nu știu ce bute. Acum vorbim să încurcă, să mutăm câini. Să... Un braț în păreț. Și plin de viață. Un braț în păreț și plin de viață și descurcăreț. Asta poate confirma cei care îl cunosc. Dar în momentul de față,
Ceea ce a făcut e regretabil și condamnabil pentru el. Se certa cu soția des, ce știți de ce a făcut? Nu știu, au avut, sincer să fiu, din câte știu eu, ar fi avut niște discuții la telefon, urma ca soția să vină în câteva zile și practic nu prea mai avea răbdare, din câte am înțeles eu. Că să vină, să vină, să vină, să vină. Ce i-a spus tatălui dumneavoastră când a plecat? L-a mințit că plecă la magazin cu copiii. De fapt, a fost și o scuză că inițial a ajuns la magazin cu copiii, le-a luat câte o înghețată, pe care a plecat cu ei. Fiind plecat cu ei, l-a sunat pe taică meu să-i spună că se omoră sau nu știu, ceva de genul ăsta. Nici eu n-am înțeles prea bine că nici cu tata nu pot să discut. Eu ce pot să vă spun decât că mă anunță... Condoleanțe. Mă pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Credeți că sunteți în stare să vorbiți? Nu ne înțelegeți greșit. Ce putea să determine să facă un gest ăsta? În jos, în jos. Nu. O nesăbuință, o ne... Nu știu cum să spun. Ceva așa... Un gest așa, care e ieșit din comun, așa, nu știu cum să... Nu știu că lăsă. Dacă avea ceva cu el, cu persoana lui sau cu altcineva, putea să-și facă pentru el, dar nu pentru copil așa. Ce i-a vrut să-i facă rău? Nu știu, lui sau un nevastă sau care e plecat în Spania. Am înțeles că v-a sunat. Ce v-a spus la telefon? El? Mi-a spus, tată, să mă ierți, vezi că copiii nu-i mai vezi. Adu-mi copiii înapoi, așa vrei tu. Dar lasă-mi copiii în pace, copiii nevinovați. Plecare de dimineață, să că bă, mă duc să iau, ce să iau de... Bă, ce să iau, că târguiere avem, avem tot ce ne trebuie, decât pâine, ia pâine, bine, iau pâine. Hai, Andrei, mergi cu mine, ăla când au de mașină, cum să nu, gata. Când v-a sunat de dimineață, acum? Azi dimineață, dumne, la 9:30, dumne, ce... Și când v-a sunat dumneavoastră, ce ați crezut? La auzul vorbelor ăsta. Nu vă spuse că el implora să-mi lase copiii în pace, ce să mai zic? Lasă copiii în pace. Păi dacă îmi spuse că nu-i mai vezi, tată, iartă-mă că nu-i mai vezi. A deci, mai amenințat vreodată? N-a mai amenințat. Deci el plecă cu gândul ăsta, cred. Dar s-a certat rău cu soția? Nu știu ce a vorbit la telefon. Nu. Nu știu dacă s-ar fi. S-ar fi certat, mai știi. Nu știu. Ea urma să... E în Spania. Nu, se certau de... Aia, dar cum se certau dacă e în Spania? La telefon așa poate... Na. Mai avea câteva zile și venea. Că se termina campania acolo. Își iubea copii? Cum să nu? Chiar foarte mult. Chiar foarte mult. Și atunci ce să-l determine un gest ca asta? Știu. Nu știu. Probabil o facă și pe ea să supere. Cred să sufere. Nu știu. Ce pot să zic, dar nu trebuia. Nu mai el să fi luat altfel, altă decizie, să fi făcut pentru el ce a făcut, să fi așteptat-o pe ea, să fi discutat omenește, bă, frate, bă, sau ce. Dar am înțeles că vorbea cu ea la telefon în momentul impactului. Nu știu dacă în momentul impactului a vorbit cu ea la telefon, dar cu 5 minute înainte vorbi cu mine. 50 minute. Și eu plecai la poliție imediat să spun. Și în momentul când eu vorbeam la poliție, atunci sună și norul mea din spate. Tata e... Unde sunt? Sunt cu el în mașină, plecare să că pleacă la cumpărături. Și vorbind, eu îi dădui telefonul pe care mă sună, de vorbi cu șeful de post. Și vorbim cu șeful de post decât două cuvinte. Da, doamnă, da, uite, doamne, aveți grijă că, uite, așa, cred că face vreo nefăcută ceva, uite. Și între timp primi apel, că vedeți că e un accident mortal la Pășoveni. Soția deja, ce spune? Deja să, vede, care soție? Soția lui. Și să fie distrusă și aia, făcut rezervare la avion, să fie mâine astea cu avionul, e distrusă de tot. Cred că se împărbătește și aia, vă dați seama. Care a făcut accidentul. La fată n-am nicio poză. Nu știu pe unde sunt. Nu știu ce să spun. Păi să o colegă de ei că îl are pe
Pe calculator, pe calculator să se duce să vadă dacă poate să-l scoate. Ați rămas cu poza, da? 13 ani, da. 13 ani, la domnișorică, o masă superbă. Ce să fac? Trebuie să nu calci reparare. Georgele, vă să nu calci reparare de pe la picioarele tale, că asta-i făcut. Când veni? Mă, acum 3 minute, e rău și deși să merg, dar tu veni să merg. Păi și nu o întrebai de... Da, domnul acela mai primit. Da. Ce să că nu trebuie să ducă poze la primă. Să ne trebuie. Nu știu. Da, mă, mi-e vremea afară. În pijama. Hai, tata, e plec. Eu mă scur mai de noapte. Îmi dai niște castraveți, că avem grădina sus. Pașii în mine, gata. Anu, ce schimbă. Uite, tu ești un chiar nu mai trebuie poza. Ba, da, da. Pentru domnul. Nu, că am înțeles că ești domn primar. Trebuie pentru primar, da. Trebuie domnul primar. Poate duce-o înapoi. Altceva nu găsit. Bine, măsa, mâine. Mâine la 5, cred că e aceea. Să nu duc. Ia ziceți, cum este? Cum era? A fost un om liniște, nu părea să-i treacă, niciodată n-a fost de acord cu lucrurile astea, vedea pe la televizor cazuri, cu copii, care... dar niciodată nu... Justifică ceva gestul? Nu știu ce a fost în capul lui, eu cred că a fost ceva de moment, nu știu. Avea ceva cu copiii? Nu, Doamne ferește, nu, copiii... Își iubea copiii? Își iubea copiii, erau totul pentru el copiii. Mai ales cel mic, că era băiatul lui, era... Băiatul era... Atunci cu cine? Cu soția? Nu, că nu. Nu au, că ei sunt împreună de ani, de zile, nu... Să se certe, să ceva... Și atunci vă miră gestul? Ne miră, pe toți ne miră. Nu? Noi nu te-am găsit nicio explicație la ce a făcut el. Ia spune, spune-te. Da, iubea foarte mult, iubea foarte nespus de mult, în special pe la mic. A mare, da, că era mai mare, avea 13 ani, mai ne ajuta câte ceva. Da, în piscină? Da, în piscină, să juca ore întregi. Îl lua cu mașinul sau prin parc. De exemplu, o seară înainte a fost în parc, a seara venit pe la 12, s-au plimbat, sau... Probabil că a vrut să se ducă împreună. Posibil. Nu știu ce să zic, cum spuse, i-a cumpărat mașina, are mașina de aia electrică de 200 de euro. E de acolo așa mașinul, să se plimbă cu ea, face liniște când iasă cu ea, când ieșea, mă, nu mai iasă. E o gaură în cap al mic aici și fata cu gâtul tăiat. Bine, pe el nu mai spun, fruntea toată băgată aici, așa, puța asta așa, cu totul creierii jos, picioarele rupte. Pe el deja s-a umflat, s-a făcut cât masa asta, că și așa avea aproape 100 de kg. Acum trebuie să aducem acasă. La unde sunt? La numărul 1 sau la 2? La numărul 2. La numărul 2. La numărul 2. Păi să mă duc. În seara asta, prima dată de dacă la ora 1 pe Jinsa, la noapte să te iubesc. Un băiat cu minte, copiii dau o vină, e ceva tragic. Nu ne imaginam așa ceva. Cunoșteam. Nu se l-au cunoaște. Și cum era? Erau oameni de treabă, oameni cu minți, oameni de milioane. Copii. Nu știu, Doamne, ce l-a determinat. Nu știu. Era bolnav ceva? Nu era bolnav, Doamne. Nu. Nu știu ce l-a determinat pe băiat de să ia copiii să plece. N-a spus absolut. Da, aseară l-am văzut la 11 și ceva. Aseară, azi noapte, la 11 și ceva, l-am văzut când a venit cu mașina. Și nu avea nimic. Deci nu dădea nimic de bănuit. Nu știu ce a fost în capul lui. O mare tragedie, nu? Da. Spuneți ce spuneți. O mare tragedie pentru noi toți pe aici. E tânăr, are 30 ceva de ani. Și păcat de copii. Și mai ales copii. Hai, suiți-vă va acolo, că după aia îl pun pe nenea ca să strângă cu lopata. Andrei.
Andrei. Asta l-am văzut. Ai legat seara? Și chiar așa și făcut el moarte? Din ce auzim și noi, văd așa moarte. Îl credeați în stare de geznă? În gesca asta? Păi nu. Dar putea să lase copiii acasă? Du-te mă și fă-ți de cap. Dar ce voie să ia copiii? E păcat și de el, e păcat, mai ales de copii, da. Băi, dacă el nu-i judecă creierul,